Vetmedia și oferim serviciul flori pentru tine. Doamna Nina, știm că e ziua dumneavoastră de naștere, sărbătoriți un frumos jubileu. Vă urăm mulți, mulți ani înainte, multă sănătate și multe bucurii din partea celor dragi. Să știți că cea care a solicitat surpriza, deși este departe de casă, sunteți mereu în inima ei. Este din partea fiicei aceste flori. Cu mult drag pentru dumneavoastră și o tortă, ca să serviți acuși toți oaspeții care vor veni în curând. Nu v-am întrebat dacă intuiți, pentru că deja v-am spus de în start să nu vă punem la încercare, pentru că este probabil dumneavoastră ați așteptat așa o surpriză din partea fiicei. I-am așteptat foarte mult să fie alături cu noi, dar viața e crudă și s-au împrăștiat pe lume. Dar suntem mereu cu gândul la ei și așteptăm. Că cei mai mari bogății sunt copii și nepoții care sunt astăzi alături cu noi. Le dorim și lor multă, multă sănătate, că e cea mai scumpă. Și să-i aibă Domnul în pază bună. Și să nu uite niciodată cuibul părintesc și plaiul natal de unde au pornit în lume. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi și ne-ați făcut așa surpriză. Doamna Nina, fiica dumneavoastră ne-a spus că sunteți cea mai minunată mamă și sunteți cei mai scumpi bunei, pentru că sunteți cea care oferiți, nu i-ați dăruit doar viață, dar îi oferiți și sprijin și ajutor și până în ziua de astăzi. Sunteți cei care oferiți dragoste părintească și lui Irinarh, cei care îngeri păzitori pe acest pământ și pentru nepoții dumneavoastră sunteți. Ascultați mesajul care l-am primit de la fiică. În această zi frumoasă, scumpa noastră, în numele fiecărui zile din viața noastră, îți dedic aceste rânduri, dictate din inimă pentru tine, de ziua ta, scumpă mamă, bunică și soție. Îți mulțumesc, mămică, că ai ales să-mi dai viață și să renunți la multe. Îți mulțumesc că m-ai crescut frumos, că ai știut să-mi imprimi în suflet frumoase sentimente și lecții din viața ta. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit sufletul tău minunat și că mi-ai împrumutat chipul tău frumos. Nopțile albe petrecute lângă mine, lacrimile pe care le-ai vărsat, au lăsat urme pe fața ta. Dar ești mereu, mămica mea, cea mai frumoasă. Îți mulțumesc pentru răbdarea ta nemăsurată, pentru tot ce ai sacrificat de dragul meu. Odihnă, sănătate, liniște. Îți mulțumesc pentru ce am devenit, pentru eforturile tale, pentru zâmbetul cu care mă întâmpini și pentru îmbrățișarele tale. Îți mulțumesc pentru faptul că ești mereu lângă Irinarh și Alindorul de mamă. Îți mulțumesc, mămică, bunică, pentru tot și pentru toate. Îți mulțumesc pentru noi toți, de mii de ori. Te iubim. Acest mesaj ne l-am primit de la fiica dumneavoastră, Oxana. Multă sănătate și numai bine vă urează și soțul dumneavoastră, cel care vă este alături și are un mesaj pentru dumneavoastră. Deci, de obicei, sărbătorile îi adună pe rude, neamuri, vecini, dar acum, în timpurile de azi, nici la sărbători mari, cam greu ne putem aduna. Eu aș vrea să-i doresc soției să-i se întoarcă toată cea bunătate, acei bucurii care ea a dat-o nu numai copiilor, dar și discipulilor de la casa de copii unde a lucrat toată viața ei și a dat căldură de mamă pe care acești copii nu mai aveau. Eu sper că măcar copiii la 100 de ani o să fie pe oricare expres 100 de ani, o să fie pe oricare expres. Doamna Nina, un mesaj atât de emoționant din partea soțului dumneavoastră și până ca nepoții să vă spună urarea lor, vă rugăm să-i spuneți un mesaj pentru fiica dumneavoastră. Fata mami, scumpa mami, totdeauna sunt cu gândul la tine. Mulțumesc pentru sfaturi,
Totdeauna ai alergat la nevoi și m-ai susținut. Mulțumesc pentru nepoții care ne-i dat și mă bucur de ei foarte mult. Și vă doresc și vouă să aveți grijă. Totul să faceți cu măsură. În primul rând, păstrați sănătatea. Și să nu uitați că undeva două suflete totdeauna vă așteaptă și vă iubește foarte, foarte mult. Dragă bunică, vreau să-ți urez multă sănătate, fericire, împliniri, bucurie de la nepoți, de la copii. Vreau să spun că foarte mult te iubesc și uneori, când sunt departe, foarte mult îmi visești. Te iubesc. La mulți ani. Dragă bunică, îți urez un succes mare, mare din toată inima, de la familia noastră. Cred că o să fii mereu lângă noi. Îți mulțumesc pentru că avem unde veni în vacanță și avem unde ne odihni la mata în ospiție. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai făcut pentru noi. Îți urez foarte mult succes în viitor și să ne iubești cum și noi pe mata. Și îți urez foarte mare, mare succes. Și mai scump. Dragă bunicuță, azi de ziua ta am îndrăznit să-ți urăm tot ce în viață ți-ai dorit. Să ai cu sacul sănătate, noroc în toate, de fericire un ocean și niciun dușman. Îți urăm numai de bine, realizări și bucurie. Ziua asta să-ți aducă liniște și bani în pungă. O familie frumoasă și toată sănătoasă, un car plin, ochi de speranță și un cer senin de lungă viață. Și tot ce-i mai divin, Dumnezeu să-ți dăruie din plin. La mulți ani fericiți, mulți, mulți, mulți și toți împliniți. Cu drag, nepoții, cea mai mare bogăție a sufletului dumneavoastră, clar că sunt copiii și nepoții. Și cel mai frumos cadou pentru dumneavoastră, cu siguranță, sunt aceste urări calde și frumoase din partea celor mai dragi și scumpe persoane care astăzi vă sunt alături și chiar care sunt departe, dar sunteți în inimile lor. Doamna Nina, ne spuneți ce v-a marcat viața dumneavoastră, ce vă face fericită astăzi? Mă face fericită în primul rând. Copiii și-au găsit locul lor în viață. Și-au făcut o casă, s-au făcut câte o fântână, că așa e dat. Omul când trăiește pe pământ, trebuie să construiască o casă, să-și facă o fântână și să nască un copil. Și mă bucur foarte mult de nepoți care ni i-au dăruit. Că și feciorul tot e dus în departare și nu a putut astăzi să vină. Ca profesia pe care am avut-o, vă spun drept, m-am stăruit din tot sufletul. Poate mă aud că sunt prășteț pe în lume și pe Moldova. Să le dăruiesc la copii. I-am învățat lucruri frumoase. Am activat la casa de copii ca educatoare. Și tare aș vrea să mă întâlnesc cu unii din ei, dar viața acum e foarte crudă și sunt prăștiat și greu să-i aduni și să-i întâlnești. Dar totuși i-au promis o parte din ei ca să ne adunăm și să ne întâlnim, dacă să ajungem cu bine și să ne dăie Domnul sănătate. Mă bucur că am vecini buni. Părinții din cer, cred că astăzi, se bucură pentru noi, pentru copiii mei, pentru nepoți. Și asta e, cred că, principalul în viață. Și mă bucur foarte mult că am un soț minunat care totdeauna mă susține și mă ajută. Și la greu, și la bine. Am lucrat împreună și am fost totdeauna. Mamă, o lume întreagă într-un cuvânt. Lumină, apă, aer, pământ, ce înseamnă o mamă? Mamă, e
griji prefăcute.